Nici vremea posomorâtă nu i-a speriat pe locuitorii din satele Condrătești, Mânzătești și satul Sinești, ultimul fiind și în rol de gazdă, să-și dea întâlnirea la două competiții sportive petrecute aici, fotbalul și lupta liberă. Iar organizatorii care au venit la eveniment și ei cu o echipă de fotbal susțin că pentru a menține tineretul la sate este nevoie de o dezvoltare cât mai activă a sportului rural. Practic asta nu este prima promovare a sportului sau a mișcării sportive în sectorul zonei Cula. Deja este a doua ediție, prima a fost în satul Condrătești, a doua este satul Sânești. A fost grupa de inițiativă de aici de pe loc și am hotărât să organizăm un campionat la fotbal și un campionat la trântă. Evident cu participanții din primăriile autohtone. Premiul mare va fi cupa, respectiv care va învinge campionatul de astăzi și evident premii sportive. Partea a doua campionatului va fi trânta. Evident va fi trânta la trei categorii. Categorie maturi berbec, evident premiu mare, juniori și seniori, un cucoș, un iepure. Și deoarece fotbalul a fost prima competiție sportivă din programul zilei, dar și cea mai așteptată, cele mai multe emoții sportive au avut loc pe terenul verde. Eu cred că acest eveniment este una din manifestările plăcute a acestei săptămâni. Organizatoric, din punct de vedere organizatoric, este destul de binefast. Suntem foarte bucuroși, suntem foarte mulțumiți pentru că s-a organizat un astfel de eveniment. Deci, după cum știm, situația în zona rurală, în ceea ce privește sportul, nu este satisfăcătoare, deci evenimentul de astăzi, meciul de fotbal, lupta liberă ce mai s-a planificat să organizeze, deci este numai binevenită. Noi suntem foarte bucuroși că suntem gazda acestui eveniment și sperăm și pe viitor să avem susținere în organizarea astfel de evenimente. Locuitorii satului gazdă care au venit aici să-și încurajeze consătenii sunt și ei de părerea că astfel de evenimente trebuie să aibă loc cât mai des. Apreciez foarte bine, adică este un eveniment foarte frumos și adică îmi pare bine că și a noi înțeleg să faci ceva. Și este foarte frumos, foarte și pentru copii și pentru mai maturi, chiar într-adevăr ar trebui mai des, că, mă rog, la oraș practică mai des, dar în sate, adică odată, foarte rar. Și precum fiecare eveniment sportiv are și învingător, este de menționat că locul întâi la fotbal a obținut echipa satului Condrătești, iar premiul mare la lupta liberă, berbecul viu, i-a revenit unui luptător din satul Sinești.